Cătălin. Te rog să ne așezăm pentru a tăia chiciul cu briciul. Și bună tuturor celor care ne urmăriți. Bună. Salutări. Perfect. Haideți să vedem despre ce este vorba astăzi. O ediție specială, am înțeles. Am fost inspirată de emisiunile din săptămâna trecută, din săptămânile trecute, da. Și am făcut o rubrică deosebită pentru astăzi, pentru că m-am gândit că oamenii de acasă și până la urmă nici noi nu știm exact cum se îmbracă persoanele care cântă muzică populară sau muzică populară reinterpretată, să spunem, că nu am toată înțeles. Lumea face același lucru. Deci vedem practic lucru. O parte din numele vehiculate săptămâna trecută la rubrica noastră de sosuri picante. Da, am fost inspirat așa cumva de subiect, mi s-a părut interesant. Perfect. Și vom începe cu Fuego. Fuego? Pentru că, da. Dar el n-a fost numit. Idee. Nu i-am luat chiar pe toți care au fost aici. Da. Am vrut să fim puțin, da. Și atunci l-am luat pe Fuego, care are în aparițiile sale de scenă un look foarte liberace, inspirat din ținutele lui liberace. Foarte opulent, foarte multe paiete, pietre și este foarte extravagant. Și mi s-a părut interesant pentru că recent au apărut câteva fotografii cu felul în care el se îmbracă atunci când este pe stradă, când nu este pe scenă și nici nu podobește bradul. Iar imaginile sunt de-a dreptul contrastante. După cum se poate vedea, stilul lui este mai degrabă inspirat din cel al lui Codin Maticiuc din anii 2000 decât din ce poartă pe scenă. Nu l-aș vedea oricum niciodată purtând un costum negru de scenă, și clar. Costumele alea de mai devreme, da, cu paiete și cu tot. Să știi că mă așteptam ca look-ul lui de stradă să fie ceva mai apropiat, nu în aceeași zonă. Este o diferență foarte, foarte mare. Nu mi se pare neapărat că ar avea vreo legătură. Cea mai contrastantă apariție cu siguranță și din acest motiv m-am gândit să-i oferim ca premiu globul de aur, globul de Crăciun, știi? Da. Globul de Crăciun. Da. Este cea mai contrastantă apariție. Nu mă așteptam niciodată la așa ceva. Și acum vom trece puțin mai departe, pentru că avem multe nume de comentat astăzi. Doamna Irina Login. Doamna Irina Login. Doamna Irina Login este specială din punct de vedere stilistic, pentru că dânsa nu poartă doar costume populare tot timpul, ea poartă interpretări și aduce foarte mult din zona costumelor în ținute care sunt de fapt extrem de clasice. Are o zonă foarte feminină, îi plac foarte mult aceste ciocăre cu perle și aș spune că din punctul ăsta de vedere este foarte apropiată de ceea ce făcea Lady Di, doar din punctul acesta de vedere, cu aceste bișterii pe care le poartă. Este o alegere foarte interesantă și ador faptul că are apariții foarte decente, chiar modeste atunci când iese în public, pentru că până la urmă dânsa este recunoscută pentru munca ei și nu, probabil că nici nu simte nevoia să epateze. Primește vreun premiu ceva? Da, doamna Irina Login, firește că primește de la noi premiul... Ești? Bingo, diamantul. Pentru că este faimoasă pentru aceste bișterii pe care le poartă. Da. Perfect. Mergem mai departe, ia să vedem. Mai departe, Vlăduța Lupău. Aici Laura, e de pe scenă, nu? Laura, spune sincer, ai râs? Da. Vlăduța Lupău are o zonă foarte interesantă. De când au apărut acești umeri stil pagodă, au apărut o felul de interpretări, dar cred că de departe aceasta este cea mai ridicolă pe care am văzut-o vreodată. Ea are acum un single nou, se numește Vântul Bate Bate. E în trending pe YouTube, da. La fel ca acești umeri, Vântul Bate nu-i răzbate, ploaia linge se prelinge. Nu înțeleg de ce cineva ar purta așa ceva, este și într-un fel de savană, e acolo un Photoshop foarte frumos făcut în spate, ceva spectaculos. Dar norocul ei... Deci ce nu e bine? Care? Aia albă sau aia roșie? Da, cea albă, adică nu știu ce face, dacă se ascunde sau se pregătește de un touchdown. Este dificil pentru mine să-mi dau seama. Slavă cerului, atunci când iese în public, are altfel de apariții, foarte safe, nu exagerează. Îmi place că nu, ținuta din partea stângă, cum mă uit eu, este rochia aceea roșie. Este o abordare foarte simplă cu acei pantofi neutri și o abordare corectă. Deși eu spun întotdeauna că atunci când porți o rochie roșie, trebuie să porți și pantofi roșii, dar pentru unele ocazii este ok și așa, este bine și ea. Și ea primește de la noi un alt premiu. Ghicești care este premiul? Bate vântul. Bum! Mingea de rugby. Hai că am spus touchdown. De acolo e. Exact, da. Mișcare din Ruibi Ciucă. Din Ruibi. Olguța Berbec. Olguța Berbec. Olguța Berbec.
Ia, dacă ți-ar da un premiu, un trofeu pentru cea mai clasică ținută, aproape de ținutele corporate, cele pe care le poartă oamenii care lucrează în corporații. Știți, interpretarea acelea cu costum, care sunt foarte frumoase și sunt foarte interesante de altfel, dar nu sunt neapărat pentru zona asta foarte creativă. Ea ar primi acest premiu. Ador la ea faptul că își iubește originile și în acea imagine în care ține ea pusă în ramă, aceea este o ie foarte veche a cuiva din familia ei și asta îmi arată că ea respectă foarte mult lucrurile. Urăsc persoanele care taie costume populare sau care fac tot felul de alte lucruri din ele. Există și genul ăsta? Da, să știi, am văzut. Deci da? Am văzut, crede-mă. Și nu, mi se pare barbar de-a dreptul să distrugi un costum popular și să-ți faci o fustă scurtă. Dar mă rog, fiecare cu interpretările lui. Are și ea un premiu? Și ea are un premiu. Servieta. Mă gândesc că e cea mai potrivită pentru ea. Office. Și se potrivește. Mai departe. Maria Dragomiroi. Am văzut-o mai devreme într-o reclamă. Mi se pare foarte bine faptul că brandurile abordează și aceste personalități. Cred că era deja timpul, trebuia să întâmple mai demult. Am mai văzut câteva încercări, dar timide. Ea este o... Din punct de vedere stilistic, este o persoană care este foarte mândră de formele ei și ține să și le accentueze, ceea ce este fantastic. Ea poartă întotdeauna acest tip de corsete, vedeți? Care o avantajează foarte mult, îi scot foarte bine în evidență talia. Iar atunci când are ținutele normale de ieșit, probabil zilnic și la evenimente, într-adevăr, are un look puțin depășit. Dar asta nu este un lucru neapărat rău. Eu aș face un mic upgrade la ținutele pe care le are în timpul liber, dar cu toate astea încă nu este rău. Încă stăm bine. Ia să vedem ce trofeu primește. Clepsidra, normal, de la talia foarte evidențiată și superbă. O avem pe Maria Constantin. Și ea a fost la tine la rubrică. Și Maria Dragomiroi a fost. Maria Constantin, da. Da. Și ea este specială, ea poartă costume care nu sunt vechi, ea poartă costume care sunt noi sau interpretate. Din punctul ăsta de vedere, n-aș spune că neapărat face cele mai fericite alegeri. Ea este în zona de Instagram influencer, pe partea asta de muzică, cumva. Mm-hmm. Influencer wannabe, într-un fel. Nu zic că greșește tot timpul, dar consider că aceste abordări stilistice nu sunt neapărat cele mai fericite. Acum nu spun că ar trebui să purtați, dacă cântați muzică populară, ar trebui să purtați o pinci toată ziua, dar totuși aș aprecia... Puțin mai mult respect pentru portul popular. Ea are de la noi un premiu special. Uite că ai zis de opinci, da, Sofia Vicogan, care mereu opinci. Da, ador lucrul ăsta. Și pentru că ai adus aminte despre Sofia Vicogan, ca nu întâmplător. A, uite. Și uite că, da, astăzi chiar văd că suntem pe aceeași lungime de undă. Sofia Vicogan are cel mai bun stil, atât când iese pe scenă, cât și când este în afara ei. Este o doamnă de un rafinament extrem. Ea poartă mănuși pe stradă tot timpul, nu am văzut-o fără, este extrem de elegantă, știe să poarte doar flori naturale, ceea ce eu iubesc. Este o doamnă în adevărat sens, m-am și emoționat. Deci mi se întâmplă foarte fabuloasă, rar, da. Sincer. Chiar că mă gândeam, să știi că, nu spun, am un respect enorm pentru toți artiștii din garda veche și... Aș vrea să fac această mențiune pentru toți cântăreții și cantautorii, pentru că este important, pentru că unii își compun piesele pe care le cântă. Dânsa primește de la noi astăzi 5 stele, Oscarul și tot ce se poate primi din punct de vedere stilistic. Felicitări, foarte frumos. Da. 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 Practic am dat și un Oscar astăzi, Ciucă, am dat și o legătură de ceapă, am dat de toate. Iulia, ce să facem data viitoare? Stau și eu să mă gândesc. Nu știu, Iulia, rămâne să aflăm marțea viitoare. Asta. Oameni buni, vă mulțumim mult, noi ne vedem mâine la ora 3, până atunci vă aștept pe Instagram, Cătălin Măruță, sunt seară frumoasă!